Irina, unde a ajuns kickboxing-ul în câmp lung, ținând cont că în urmă cu 2 ani jumătate, 3 ani, tu l-ai luat de la zero? Da, chiar bine punctat, kickboxing-ul în câmpul lung n-a existat până am început eu să fac cu el. La ora actuală ne situăm și avem o imagine foarte bună. Anul ăsta, în noiembrie, o să mergem să luptăm inclusiv în Italia la Mondiale, unde o să particip eu și cu încă un copil de 13 ani. Bine, el va merge să lupte mai mult pe semi-contact, dar e vorba de un campionat foarte important în cariera noastră de sportiv de kickboxing și, bineînțeles, reprezentând câmpul lungul. În această perioadă s-au adus în câmpul lung peste 30 de medalii, iar clubul sportiv a acumulat 4 cupe prin acest intermediu, în aceste gale. De zilele câmpul lungului ați avut o gală, aș spune eu, cea mai bine reprezentată în piață. Ați avut chiar și invitați. Da. Noi am venit, în perioada asta am fost în cantonament, unde acolo s-a desfășurat acest cantonament alături de președintele Federației Române de Kickboxing, domnul Florin Mână. Am venit special pentru acest eveniment, reprezentând cu drag acest oraș. Din punctul meu de vedere, da, noi am punctat bine, ținând cont că culoarea, îmbrăcați foarte frumos, copiii avem destui, dânsul venind cu 2 campioni mondiali în acest oraș, făcându-i o mare plăcere pentru că dânsul trage din câmpul lung, este venit din câmpul lung, este din câmpul lung, plecat în București, unde acolo a înființat acest sport. El este fiul meu, Adrian Mină, care este campion european, campion mondial și deținător al centurii WKF. Denis The King Angel, care de-abia a trecut de juniorat și a câștigat centura mondială la profesioniști și este campion mondial la juniori. Sunt doi tineri de mare, mare perspectivă, cu care eu deja sunt pe piață la nivel global, ca să pot spune așa. Denis urmând să lupte pe 6 august la Comănești, unde va lupta meciul de retragere Ionuț Ieftimoaie la Super Combat, iar Denis va fi al doilea meci în Super Combat, primul fiind câștigat unanimitate cu 3-0. Și invităm lângă noi pe domnul Florin Mina, președintele kickboxului Federației Române. Trăi mâna o plachetă. Dacă vreți să le spuneți câteva cuvinte, vă rugăm. Sincer, am mari emoții. Vreau să vă spun că mă întorc după 32 de ani și în venele mele curge sânge de mușcelean. Deci am plecat în 1986 de aici, din câmpul lung, ca sportiv. În perioada 97 am devenit antrenorul lotului național, iar în urmă cu 6 ani am devenit președintele federației. Nu. Nu. Credeți-mă că... Nu-mi permit să mă dezbrac. Nu. Poftiți mai aproape sportivii. Și vă rog să vă arătați mușchii exact ca în poziția de gardă, brațele sus, ca la cântar, oficial. Pentru mine câmpul lung este sufletul meu și rădăcina mea și întotdeauna imnul va cânta pentru România și nu niciodată pentru, totdeauna pentru câmpul lung. Ce urmează pentru clubul pe care îl reprezinți? Urmează să mergem la mondiale, în Italia, unde sperăm să venim sănătoși acasă, în primul rând, și să ne luptăm și să reprezentăm cu mândrie orașul și, bineînțeles, clubul. Văd un semn sub ochiul stâng? Da, e un semn pe care l-am căpătat chiar de ziua mea, din cantonament, unde am făcut niște sparinguri foarte frumoase cu niște băieți foarte bine pregătiți. Și semnul mi se trage de la campionul mondial, Denis.